Bine v-am regăsit la Gândul Exclusiv. Pătrundem astăzi în culisele unui film care va scrie istorie la propriu în România. Discutăm cu regizorul Andrei Chiriac despre Egregora, Comoara Pierdută. Un serial cu un buget estimat la 10-11 milioane de euro, dar vom afla exact cifra imediat după ce urmărim câteva secvențe din acest film. Spuneau bătrânii că în vremurile de demult, când Dacia fuse invadată de Roma cea lacomă, lupii luptau la olaltă cu Dacia și își ofereau sângele pentru apărarea acestui pământ. În regatul marelui rege Decebal erau puțini trădători, pentru că frica de moarte nu era cunoscută. Dar de atunci și până la noi, ușor, ușor, frica a ros inima oamenilor noștri și i-a dus spre pierzanie. Ne-am întors așadar, Egregora, Comoara Pierdută. Bine ai venit, Andrei Chiriac. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru oportunitate. Am avut acum posibilitatea să urmărim secvențe din primul episod, dar și dintr-un episod care încă nu a fost lansat. Al doilea episod. Exact, al doilea episod. Am făcut până acum două episoade din cele 36. Așa am de gând să fac. Ai menționat la începutul interviului nostru o sumă care... 10-11 milioane pare fabuloasă, de euro. Pe care încă nu i-avem, nu avem acești bani, dar într-o lume ideală cam așa ar costa. Este un film făcut pe caiet. Deocamdată. Nu e pe caiet. Toată lumea evident cu un buget estimativ la filmare, da. Până acum am avut oarece lejeritate să duc la bun sfârșit primele două episoade. De acum încolo urmează adevărata provocare pentru a face următoarele 34. Este nu doar o provocare, și o invitație. Și o invitație, către cei care vor să susțină acest proiect. Cum s-a născut acest proiect care, iată, trece de faza de proiect și avem deja primele două episoade finalizate? Da. Cum s-a născut acest film? S-a întâmplat acum 16, aproape 16 ani, acum pe 19 martie împlinim 16 ani, sau împlinesc 16 Iată, ani de când mă... Gestație lungă. Da, de când mă ocup de Egregora, Comoara Pierdută, care în faza incipientă s-a chemat Secretul Coifului de Aur. Am călătorit la Sarmisegetuza, unde am aflat tot felul de povești despre comorile dacice, despre coiful de aur, despre... Te referi la celebrul coif Geto-Dac. Da, care este expus la Muzeul de Istorie și cel de la Coțofănești. Cumva, în urmă în discuții la o cafea, de acolo a pornit, de la acel simbol al țării noastre, a pornit povestea. L-am Trebuie să menționăm, este fiind... vorba despre un coif descoperit undeva în județul Prahova, 1930, cred, din aur masiv, Geto-Dac, da, aproape 800 de grame. Așa este. Are o poveste foarte, foarte interesantă. Nu intrăm acum în amănunte, dar când l-am văzut la muzeu, l-am interpretat ca fiind un fel de hartă. Bineînțeles că pot să fabulez pentru că meseria îmi permite. Și de acolo a plecat o poveste care astăzi se cheamă Egregora, Comoara Pierdută. Repet, atunci se chema Secretul Coifului de Aur. Ca și cum acel secret, vezi, Doamne, ar ascunde ceva care ne provoacă să plecăm într-o călătorie pentru a îl descoperi. Pășim și noi pe urmele acestui secret, încercăm așa să descifrăm tot ceea ce se întâmplă și te-aș întreba cât a durat scrierea acestui scenariu. Prima etapă am scris-o cu un coleg de la facultate, Mihai Mănescu este numele lui, care s-a retras din proiect din motive personale după vreo 3 ani și ceva, aproape 4 ani, deci în 2010 se întâmpla. Îmi place să cred că a fost scris ca după dictare, a fost inspirat și prima etapă a proiectului, deci primul draft, cum îl numim noi, a fost scris în doar câteva luni. Vorbim doar de primul sezon. Ulterior eu am continuat cu sezonul 2 și sezonul 3.
Ulterior am rescris, am refăcut totul. Astăzi putem vorbi despre un altfel de scenariu, o altfel de poveste pe care doresc să vă aduc în actualitate. Care de asemenea s-a scris oarecum repede. Ne-a întârziat un pic producția din punct de vedere financiar. Am avut mici provocări pe care poate anul ăsta le depășim și mergem mai departe. Am urmărit imaginile și avem posibilitatea ca pe parcursul acestei discuții să urmărim imagini și în premieră care încă nu au fost lansate pe piața din România și sunt imagini care presupun o muncă titanică în spate și realizarea lor probabil că implică și costuri fantastice. Vedem imagini cu drona, imagini absolut spectaculoase din câte locuri din România? Deocamdată am filmat în 23 de locații splendide, zic eu. Am început filmările la cazanele Dunării, pe clisura Dunării și în peștera Ponicova și peștera Veterani. Apoi în munții Bucegi am filmat în zona Padina, la Sfinx, la Vârful Omu și pe Valea Obârșiei. Ceva spectaculos. Am filmat de asemenea în munții Făgăraș, pe Valea Vrigului, am filmat la lacul Bâlea, la Mănăstirea Cisterciană Cârța, am filmat pe lângă Sarmisegetuza, în peștera Bolii și avem de asta posibilitatea acum să urmărim și imagini de la filmări, deci imagini suntem din spatele camerei. Exact. La fiecare filmare fac un fel de making of, îi spunem noi, adică un reportaj de la filmare, o amintire frumoasă și pentru noi, dar cred că putem încânta astfel și putem provoca pe tinerii. Îl cunoaștem și pe personajul tău. Care este cheia personajului tău? Eu sunt un cavaler. Numele cavalerului deocamdată este secret. O să-l destăinui în episodul 36. Un cavaler care traversează timpul și la un moment dat este și în preajma lui Vlad Țepeș, dorind să-i faciliteze anumite informații despre comoara pierdută a regelui Decebal și despre calea pe care cineva, în acel caz Vlad Țepeș, trebuie să o urmeze pentru a descoperi secretele. Cumva sunt un observator care îi facilitează anumite informații, dar decizia trebuie să fie a lui. Cumva mi-am permis să spun în film și spun din capul locului că totul este o fabulație, deci nu mă luați ca pe un manual de istorie sau pe un film istoric, ci un film de epocă cu foarte multă fantezie. Eu aș fi îndrăznit să privesc acest foarte, film foarte multă fantezie. Ca pe un manual de istorie, pentru că o provocare, dar nu un manual în niciun caz. Ne trimite din Dacia lui Decebal, parcurgem. Ne trimite, dar nu este un manual de istorie. Războaiele. Vă provoc cu imagini frumoase să descoperiți dumneavoastră, telespectatorii, adevărul despre strămoșii noștri daci, despre perioada lui Vlad Țepeș, despre altele. Eu doar provoc cu câteva imagini și atât. Spuneam de acel personaj. Facilitează anumite informații, dar bineînțeles că Vlad Țepeș decide dacă va urma calea sau nu. El este văzut de cumva niște preoți ai muntelui, niște pusnici, ca un potențial candidat pentru a găsi secretele regelui Decebal și secretele din jurul marelui nostru rege Dac. Și alături de personajul tău le vom găsi și noi aceste secrete în episodul 36? Spre sfârșitul filmului, da, bineînțeles că da. După ce personajele principale ale filmului, acești 9 tineri pasionați de istorie și de arheologie care găsesc acest jurnal pe care l-au menat înainte de moarte, îl scrie Vlad Țepeș, acești tineri vor parcurge aceste etape, se vor șlefui și doar atunci vor merita să ajungă la poarta templului Comorii, să o deschidă și să găsească acolo marele secret, care nu este neapărat comoara materială, cu toate că vorbim și despre asta în film. Vor descoperi altceva, ceva mult mai important, care ne-ar permite nouă sau ne-ar repermite să manifestăm o altfel de realitate, să avem o altfel de vibrație, să pășim la un nivel de conștiință, poate o conștiință superioară. Urmărim acum aceste imagini. Ce presupune pregătirea unei asemenea scene? Presupune foarte multă muncă. Antrenamente, repetiții. Da, da, da. Ați avut tu sau Daniel Nuță, vom vorbi imediat despre acest personaj al lui Vlad Țepeș, dubluri în cadrul filmărilor? Nu, nici vorbă. Ne antrenăm foarte, foarte mult, de câte ori avem ocazia. Oricum săptămânal, cu toate 3-4 ori pe săptămână, în preajma filmărilor, bineînțeles. Alteori mai lejer, când știm că avem mici pauze.
Dar antrenamentele sunt la loc de cinste în viața noastră și cam asta facem. Când zic facem, mă refer la mine și la echipa de cascadori. Pentru că mai tu ești și apropiat de tagma cascadorilor. Apropiat de tagma cascadorilor, pentru că am cochetat la un moment dat cu această meserie. Am fost în, ca minor atunci în echipa lui Sobicech. În 1992 am intrat la Asociația Cascadorilor Profesioniști din România și am stat o perioadă acolo, pe lângă putem cei mai mari. Putem faptul că ai primit botezul din partea regretatului Sobicech? Maestrului Sobicech, da, da, se poate spune, da. Eu și alții, nu eu special, dar am fost o generație, se cheamă generația 92-1992. Din acea generație, astăzi mai apar pe la filmări în jur de 10-15 cascadori. N-au fost foarte mulți atunci care au intrat la școala de cascadorie, dar cumva și este probabil, au rezistat în timp. Este probabil și o meserie de uzură. Pentru unii, da. Dar o faci cu dragoste, cu pasiune, deci... Ce probleme apar la asemenea filmări? Pentru că, iată, sunt filmări în medii dintre cele mai diferite, în zone montane, greu accesibile... Foarte greu accesibile. Nu numai pentru turiști, dar și pentru voi, care mergeți acolo ca o armată la filmare și încercați să duceți camere de filmat, drone... Foarte mult echipament, sigur că da. Nu drone, avem două drone cu care ne mișcăm de colo-colo. În echipa Egregora nu există neapărat acest cuvânt probleme, ci provocări. Spun asta ca să ne amuzăm, bineînțeles. Au fost foarte, foarte multe provocări. Vremea a fost o mare provocare, pentru că de foarte multe ori am avut vreme ciudată, a plouat și nu ar fi trebuit să plouă neapărat atunci. De exemplu, când am filmat la Nămăiești, în luna februarie, frig afară, aproape 0 grade, a plouat torențial sau inundat toate căile de acces. Ce se întâmplă în situații de genul acesta? Se schimbă din mers scenariul? Nu, pentru că n-am putut să fac asta. Dacă aș fi anulat filmarea, aș fi pierdut banii pe care cu greu i-am strâns pentru a-i pune la dispoziția filmării. Așa că am plecat la filmare cu un pic de curaj. Am dus la bun sfârșit filmarea, bineînțeles. Am transportat 60 de cai câțiva kilometri în vârf de munte și înapoi, în timp util. Am și filmat, am avut și un pic de text. Deci am reușit să fac în doar câteva ore 6 minute utile de film, care este o performanță pentru, cred, cinematografia în general, nu numai pentru cea românească. Cum am traduce o zi de filmare? În câte minute de film? O echipă normală care are 100 de oameni, 150 de oameni, filmează cu un buget foarte mare, cam 2-3 minute utile de film pe zi. O zi de filmare de obicei durează 12 ore. Cam așa este programul nostru de filmare, 10-12 ore. Deci, și când zic o filmare normală, înseamnă cu câteva personaje care, uite, și acum poate pot sta la un pahar de apă și pot vorbi despre ceva. Sunt regizori care, sau producători care poate se mișcă un pic mai lent, după gustul meu. Este o provocare pentru ei și eu am luat-o ca pe o provocare și am reușit să facem un pic de performanță în această poveste, mai ales că bugetul a fost restrâns. Deci dacă nu filmam, pierdeam ceea ce am agonisit cu greu. Îmi închipui că este o provocare și a lucra nu doar cu actorii, ci și cu animalele. Și mă refer aici la cei 70 aproape de cai care apar la un moment dat într-o secvență. Per total am avut numărați, la diferite zile de filmare, bineînțeles, adunați, 250 de cai și călăreți. La filmarea despre care vorbești am avut în jur de 60 și ceva de cai, să zicem aproape 70 de cai. O filmare destul de grea, cum am spus, a trebuit să facem o șarjă, un galop de câteva sute de metri din punctul A în punctul B, apoi să revenim în punctul de plecare, iar să facem câteva duble. Toate astea a durat ceva, a fost o provocare, pentru că și vremea, repet, nu a ținut cu noi. Și a fost o ploaie care a deranjat un pic echipa de filmare. Urmărim acum o serie de imagini și iată, sunt imagini care arată rigoarea cu care tu analizezi fiecare cadru, fiecare miime de secvență. Sigur că da, sigur că da. Aici am filmat la Sphinx. Ne-am cazat în zona Padina și am urcat la Sphinx cu tot felul de mici vehicule puse la dispoziție de oamenii de la munte, cu cavanierii sau Consiliul Județean și salvamontiștii de la Padina,
cu care am colaborat foarte, foarte bine. Le mulțumesc cu ocazia asta. La Sfinx a fost o mare provocare pentru că acolo sunt, după cum știi, sunt foarte mulți turiști. Și a trebuit să pară că suntem în 1456, primul al de domnia lui Vlad Țepeș și că platoul Sfinxului este gol. Evident, asta a fost probabil cea mai mare provocare. Cum sunt îndepărtați turiștii? M-am impus la un moment dat pentru că au venit câteva autocare de copii care, văzându-i pe bătrânii muntelui, pe solomonarii noștri, i-au asociat imediat cu personajele din Lord of the Rings și, bineînțeles, că au dorit să facă poze cu ei. Prietenii mei, bineînțeles, că au fost cooperanți și au făcut câteva poze, dar la un moment dat ne-am întins foarte mult, am fi pierdut foarte mult timp din ziua de filmare și a trebuit să-i rog foarte frumos pe un ton mai ferm să se depărteze spre cabana Babele. În multe dintre peisajele care apar în primul episod, care vor apărea, iată și imagini de pe Transfăgărășan, au fost Bâlea Lac. În foarte multe dintre aceste imagini apar mărturii ale prezentului. Și aici mă refer la blocuri, case, da. Cum sunt îndepărtate. La postproducție avem specialiști sau un specialist cu care lucrez foarte bine, care pur și simplu maschează, se spune în limbajul nostru, face niște măști pentru a șterge petrole fire, avioane pe cer și alte povești care au legătură cu 2023, cu zona contemporană. Primul episod ne poartă în 1400 miezul 1456 și vorbește despre Ordinul Dragonului, da. Din care făcea parte tatăl lui Vlad Țepeș, da. Care se spune, unii nu găsesc surse istorice care să confirme această apartenență a lui Vlad Dracu la Ordinul Dragonului, se spune că ar fi fost scos din Ordinul Dragonului după numai un an. Se pare că au fost niște intrigi și într-adevăr a fost invitat să părăsească Ordinul. Eu vorbesc în film despre cu totul altceva. M-am inspirat din scuturile găsite la Piatra Roșie, cetatea Piatra Roșie, cetatea dacică lângă Hunedoara, în județul Hunedoara, scuturi care aveau gravate niște un fel de dragoni, grifoni, ceva de genul. Am văzut de asemenea în poze, n-am ținut în mână niciodată, dar am văzut monede vechi care de asemenea aveau dragoni sau ființe fantastice gravate. Și mi-am permis să spun că ar fi existat un fel de ordin al dragonilor în spațiul românesc și nu numai, în spațiul tracic, oarecare legătură cu cavalerul trac, un ordin care dăinuie poate și în ziua de astăzi cu o continuitate oarecare, cu tot felul de mistere pe care în film le vom discuta la un moment dat. Și spun că Vlad Țepeș și Vlad Dracu și mai toți domnitorii noștri importanți ar fi avut de-a face, ar fi atins, neapărat ar fi o parte, dar ar fi cochetat cu această poveste. De altfel, sunt... Deci este o chestie mai autohtonă, nu are legătură cu Sigismund de Luxemburg. De Luxemburg, da. Regele ungar și da. Împărat al Germaniei. Dar accentuez la un moment dat disensiunile dintre Vlad Țepeș și unul dintre frații săi, Radu cel Frumos, exact. Pentru că erau patru frați, Mircea al doilea și Vlad Călugăru. Erau patru frați, dar cei doi. Exact. Da. Și aici se și poartă această intrigă într-un prim episod. Pentru că în film vorbesc despre trădarea între frați, despre faptul că nu se poate recrea egregorul, care înseamnă ființa psihică emanată din conștiință colectivă, decât atunci când frații încetează să se mai trădeze între ei. Metaforă poate și pentru zilele noastre. M-am inspirat, evident, din mitul lui Cain și Abel, această temă extraordinară pe care o tot parafrazăm în film. Filmul vorbește despre transformare, despre alchimie, despre transformarea plumbului în aur și despre transformarea frecvențelor joase în frecvențe înalte. Nici Vlad Țepeș și nici Radu cel Frumos nu au înțeles aceste taine, de aceea s-au dușmănit pe parcursul vieții. Niciunul dintre ei, cu toate că au avut acces la informație, spun informație mai cu un limbaj mai modern, au avut acces la taine, nu au reușit să ajungă să le acceseze cu adevărat cu toată ființa.
aceste greșeli le amintim în film, aceste greșeli ale domitorilor noștri, poate că le aducem un omagiu cu acest film, tocmai pentru că vrem să nu le mai facem și noi în 2023, când ar fi filmul gata, și de aceea să depășim o anumită stare, să mergem la un alt nivel de conștiință și astfel să ne bucurăm de poarta Templului Comorii, unde vom găsi ceva, ți-am spus, extraordinar. Putem privi acest întâi episod și avem acum posibilitatea, de altfel am și observat secvențe din cel de-al doilea episod, nelansat încă, putem privi acest prim episod ca pe o școală de învățătură. Poate pretențios spus, mi-ar place să fie un reper cinematografic și atât, pentru tânăra generație și nu numai, bineînțeles, dar mai ales pentru tânăra generație, un pretext pentru a pune mâna pe carte, folosind acest limbaj, și a călători prin România pentru a descoperi România așa cum e ea frumoasă, așa cum o văd eu, cel puțin, pentru că alții neaști, după cum știu, o văd poate altfel în filmele lor. Și cam așa. Aș vrea să fie un pretext și un reper. Și atât. Ne-ai sumarizat intriga. Aș vrea acum să urmărim și alte imagini, să urmărim imagini din primul episod, motiv pentru care îi invit și pe cei care sunt alături de noi să le urmărim împreună. A parlat. Non è saggio essere fedeli agli eretici. I tuoi fratelli bruceranno all'inferno. De ce ne-ai chemat? Fără voi nu pot îndeplini misiunea. Trebuie să știu. Crezi că ești tu acela alesul care va izbăvi neamul nostru și va desface blestemul străvechi? Nu știu. Dar pot încerca. Noi ne batem pentru pământul nostru. Pentru familiile noastre. Pentru munca noastră. Dar ei se bat pentru glorie și înăvățire. Cum ai vrea să-și amintească de tine generațiile ce vin? Deocamdată avem de câștigat o bătălie. Lei è ancora viva. Purtroppo, sì. Adesso sta con i dragoni. Cercano di trovare la porta. Dove sono? Valachia. Ești aidoma tatălui tău. Ziceam că știu de ce ai venit în Transilvania. Și eu am căutat comoara lui Decebal Vlade și poartă cu gaionul cu Muntele Sfânt. Poate că nu este nici în Bucegi și nici lăsare în Segetuza. Poarta poate că este în sufletul tău. Poarta poate că este în sufletul tău. Această replică am decupat-o și eu. Poarta poate că este în sufletul tău. Și da, de foarte multe ori răspunsurile sunt în sufletele noastre. Este o călătorie și cu un pic iz creștin. Omagiu pentru biserica noastră, bineînțeles, și pentru toți cei care au rămas în conștiința noastră de mari martiri. Omagiu și pentru înaintași și strămoșii noștri daci, bineînțeles, că vom face în film secvențe unde vom împăca cele două lucruri foarte, foarte frumos. În film vorbim despre o poartă pe care unii oameni care sunt în spatele Imperiului Roman, foarte bogați, foarte puternici, cu armate, cu tot felul de povești în spate, un portal pe care acești oameni o caută, îl caută, pardon,
portal care s-ar putea găsi și în țara noastră. Sunt mai multe portaluri de trec globul pământesc, dar pe noi ne interesează poarta din România. Îi spunem poartă, că e mai frumos. Vezi, Doamne, și iar sugerez la nu știu câte oară că este o fantezie, deci nu o luați ca pe un adevăr istoric, ar fi ceva în spațiul românesc și dacii ar fi știut acest secret și romanii ar fi atacat de atâtea ori Dacia pentru a obține acces la această poartă, la acest portal care te-ar fi dus undeva într-o zonă a pământului unde s-ar fi descoperit tot felul de secrete, unde ar fi tot felul de secrete. Iată. Ar fi fost Sarmi Zecetuza această poartă? Nu știm unde, o să aflăm, o să sugerez, că nici eu nu știu, în episodul 36, în ultimul episod, voi sugera cam pe unde ar fi, ce ar fi, dacă ar fi. Până atunci ne bucurăm de procesul călătoriei. Călătoria este poate mai important decât comoara însăși. Aș decupa și o altă replică din imaginile pe care le-am urmărit mai devreme. Cum ai vrea să-și amintească de tine generațiile ce vin? Cred că ar trebui să ne întrebăm în permanență și noi acest lucru. Eu m-am întrebat și mi-am răspuns prin acest film. Mi-ar place să rămână în conștiința telespectatorilor și cu așa ceva și cu acest film, care poate aduce bucurie în spațiul românesc și nu numai, poate reaminti românilor despre tradițiile noastre, despre faptul că România este un spațiu foarte, foarte frumos, foarte ofertant din multe puncte de vedere, cu o istorie foarte bogată. Cultural, istoric. Sigur că da, am avut un rol important în Europa și se pare că l-avem. De aceea și de altfel tu de a ne implica în tot felul de conflicte pe aici. Îmi mărturiseai, Andrei, un lucru extrem de interesant. Faptul că acest serial va puncta în episoadele lui și dovezi ale existenței culturii cucuteni. Sigur că Hamangia, te vei referi la tăblițele de la Tărtăria. Vom face un periplu prin toată istoria spațiului românesc, cum mai spunea României, spațiului românesc, care, repet, istoria este foarte, foarte ofertantă. Vorbim de Cucuteni, de Hamangia și de alte culturi găsite pe teritoriul României de astăzi. Te și confirmă aceste imagini, pentru că mai devreme am avut posibilitatea să observ imagini de la mănăstirea Cârța, Cisterciană Cârța, da. Și sunt imagini pe care poate noi nu am avut în periplul nostru prin România de-a lungul anilor, nu am avut posibilitatea să le întâlnim. Iată că le întâlnim aici. Este o carte de vizită a României. Eu spun că este un proiect de țară, cel puțin din punct de vedere cinematografic. Poate fi o carte de vizită foarte importantă, pentru că pune în valoare, încă o dată spun, frumusețile acestei țări. Vom călători prin toată România, de la nord la sud și de la est la vest. Și veți vedea în sezonul 2 și 3 toate mănăstirile din Moldova, cetățile importante, de la Castelul Bran la ce găsești prin Transilvania, peșteri, vom filma în Ceahlău, în Perarău, în Maramureș, bineînțeles, am găsit niște locații splendide, pe lângă Zalău, Grădina Zmeilor și altele, vom filma în Retezat, pe lângă Sarmi Săgetuza, în Munții Buzăului, alt loc absolut fabulos și din punct de vedere energetic și arheologic și altele. Câteodată îmi pare rău că fac doar 36 de episoade și că e atât de concentrat puțin spațiu la cât de multe se pot spune despre această țară. Dar cine știe? Observ în imaginile pe care le difuzăm în paralel, în timpul acestui dialog, observ și peisaje de iarnă, observ peisaje care ne transferă în plină vară. Pe parcursul câtor ani, poate, luni, au fost concentrate aceste filmări de până acum? Pe parcursul a 4 ani, am început în 2018, din cauza pandemiei am avut mici pauze și din motive financiare, pentru că, repet, am avut sponsorizări, mici sponsorizări la început și am strâns câteva luni bani să fac o zi de filmare și iar am stat 2-3 luni și iar am făcut o zi de filmare și tot așa. Per total am reușit să duc la bun sfârșit 23 de zile de filmare, deci tot ce vedeți, 2 ore de film încheiate,
cu încă câteva episoade de making of, ceea ce ofertante de asemenea. De asemenea sunt ofertante. Le-am făcut în aceste 23 de zile filmare, sigur cu zile de pregătire înainte. Deci, cu alte cuvinte, dacă bugetul ar fi cât de cât lejer, cum ar fi normal într-o lume normală la cap, să repet, filmul s-ar face cel mult un an jumate. În distribuție apar nume importante. O regăsim pe Ramona Bădescu, o regăsim pe doamna Maia Morgenstern, îl regăsim pe Daniel Nuță, cel care l-a interpretat pe Vlad Țepeș într-un serial celebru deja pe Netflix, Otomanii. Sigur că da. Care a fost cronologia? A fost Daniel Nuță, Vlad Țepeș întâi al tău sau în serialul Otomanii? Întâi, da. Evident, colaborarea a fost întâi cu Egregora. Noi am început în 2018. L-am cunoscut atunci, ne-am plăcut, bineînțeles, și am început filmările la 2 săptămâni după prima întâlnire. Dacă nu mă înșel, castingul pentru acest film Otomanii a fost făcut cândva în 2020 sau 2021, iar filmările au fost în 2021, în iarna lui 2021, la Istanbul, așa mi-a spus el, și până s-a montat, ne-am bucurat de el în 2022. A fost lansat în sfârșitul lui 2022 și începutul lui 2023. Și a fost pe primul loc, cel puțin pe Netflix, o săptămână sau două. Iată un succes și iată o poveste foarte frumoasă. Și iată că ai născut un personaj. Nu l-am născut eu în primul rând. Probabil că Danieluț ar fi luat acest casting fără să existe independent de proiectul Egregora. De ceea ce s-a întâmplat, așa, pentru că poate și asta a contat. Avea deja câteva filmări în Egregora și existau niște poze foarte frumoase, cum e și aceasta, care poate au contribuit la contractul lui cu cei din Turcia. El este un actor extraordinar, îmi place colaborarea cu el, o să continuăm. Vreau să spun că sunt foarte multe personaje care vor călători prin mai multe existențe. Evident și el, îl vom reîntâlni ceva, nu spun deocamdată ce, și în 2023. Și eu voi exista ca personaj în 2023. De asemenea, ne vom duce și în perioada lui Decebal, vom filma și secvențe cu daci și romani, poate cât de curând. Cu alte cuvinte, cei care se vor atașa de acest serial nu vor rămâne cu gustul amar al faptului că unii actori ne părăsesc în primul sezon sau al doilea sezon, ci ne vom reîntâlni cu ei, primim această garanție și în sezoanele 2 și 3. M-am inspirat dintr-o lectură foarte dragă mie, foarte dragă sufletului meu, Adam și Eva lui Liviu Rebreanu. Sunt cele două suflete care au nevoie de mai multe existențe pentru a se împlini. Și de aici, bineînțeles că am împrumutat, am parafrazat și m-am gândit că și noi avem nevoie de mai multe experiențe care nu se pot trăi doar într-o viață pentru a ne împlini, pentru a ajunge la poarta templului Komori. Și poate că atunci când ne învățăm lecțiile, plecăm în lumină și nu mai avem nevoie neapărat de încarnare, să zicem. Ai propus cooptarea în acest serial sau este la nivelul de secret pe care îl păstrezi într-un sertar cooptarea în acest serial și unor actori, alți actori consacrați? Le-ai propus acest lucru? Sigur că da. Pe cine ar trebui să vă spun numele acum. N-aș vrea să vă spun numele acum pentru că lucrurile nu sunt clare din punct de vedere financiar și nu avem un contract semnat și nu ne apucăm în aceste discuții, dar sunt nume mari ale teatrului și filmului românesc, oameni care s-au evidențiat în ultimii ani și vor fi foarte multe surprize pentru că protagoniștii cei 9 tineri pasionați de istorie, care pleacă în această călătorie, sunt necunoscuți publicului larg. Mulți sunt studenți la Universitatea Teatrală de Artă Teatrală și Cinematografică, alții mai mici, cochetează cu actoria, alții cu muzica. Avem un oarecare casting care ar putea fi pus în fața camerelor dumneavoastră în scurt timp, dar nu deocamdată.
Vorbeam despre buget și un asemenea serial presupune, iată, un buget estimat 10-11 milioane. De ce nu ar fi și nu știu, 15 milioane? Te rog să te gândești, da, iartă-mă că întrerup, pentru te rog să te gândești că un film românesc cu acțiune banală din punct de vedere al producției, nu comentez partea regizorală sau scenariul, cu care 2-3-4 personaje care să stau în asemenea apartamente, da, costă 1 milion de euro, câteodată și 2 milioane de euro. Există informația publică. Deci cred că sunt foarte modest când am spus că fac 36 de ore de film așa, cu sute și sute și sute de cai și călăreți, cu poate sute și sute, poate mii de soldați, cu anvergura pe care la un moment dat o avea Sergiu Nicolaescu și alți mari cineaști ai epocii trecute, și cu deplasări prin toată România și nu numai, pentru că m-am filmat și în alte câteva țări. Cred că sunt echilibrat spre modest când rostesc aceste cifre. Putem divulga și traseul acestui film? Da. Știu, uite, permite mie acum să mă refer la Malta, să mă refer la Vatican. Da. Vor fi echipele de filmare acolo? Voi aduce din România echipa mea de filmare. Voi călători cu o echipă mică. Nu ne permitem acum să mergem ca o producție hollywoodiană cu sute de oameni după noi. Vom merge cu strictul necesar și vom filma vreo 2 săptămâni la Roma și câteva zile la Napoli. De ce la Napoli? Pentru că un prieten mi-a dezvăluit că s-ar putea ca la Napoli să fie mormântul lui Vlad Țepeș. Sigur că este o legendă. Știu că este, că este există mănăstirea Snagov, mănăstirea Comana. Este o legendă pe care am de gând să o pun în discuție. Nu există dovezi în acest fel, dar le putem căuta, iar personajul meu dar caută... Dar cel puțin prin intermediul filmului caută, putem exact, căuta caută, pe Vlad Țepeș acolo. Caută și acolo și descoperă câteva indicii care îl duc mai departe în poveste. Am auzit, și nu avem timp acum să vorbesc despre asta, am auzit pledoaria celor de la mănăstirea din Napoli, care vorbesc că acolo s-ar putea să fie, și lucrurile sunt oarecum veridice. Capătă sens. Au un oarecare sens. Vom vedea. Există această legendă a trupului. El a fost trupului, bineînțeles că el a fost murit acolo. Decapitat, da, înfățișat și sultanului și care... dus acolo la un moment dat. Ca și dovadă de a morții. Lui, și... da. E foarte important de spus că acolo, la un moment dat, a fost cartierul general al acestui ordin al dragonilor. Deci ar fi veridic ca el, fiind parte din acest ordin, să fi fost adus acolo, fi mormântat alături de frații săi. Ar putea fi o legendă de care ne folosim și pe care o punem în discuție, repet, ca pretext pentru ca cei adevărat interesați să pună mâna pe carte și să vadă care e adevărul și să ne spună și nouă. Filmul este o fantezie de la cap la coadă. Nu o luați ca atare, vă rog. Segmente din buget ar fi constituite și de costume. Cât au costat pentru primul episod, dacă există așa o evaluare, da, există. Poate, nu știu, aproximativă, cât au costat pentru primul episod costumele? 10.000 de euro, 20-30 de mii din câte mi-amintesc. Costumele le-am închiriat de la studiourile Buftea și am mai făcut și eu o parte din ele. Departamentul de costume, per total, cam așa încasat. În jur de 25-30 de mii. Ce alte costuri? Ce alte costuri pe care poate ochiul nostru nu le surprinde acum, dar tu stând cu un pix în spatele camerelor, ai calculele. Ce alte costuri mari presupun aceste filmări la care poate noi nu ne gândim? Aparatura în sine costă foarte mult. Oamenii din echipă trebuie plătiți la prețurile pieței și n-am făcut niciodată rabat la așa ceva. Deplasarea în sine, hotel, cazare, hotel, mă gândesc masă, aici, am vrut să spun. Mă gândesc aici și la o mărturie a ta pe care mi-ai făcut-o la un moment dat. Mi-ai zis că, întrebându-te de curiozitate cum s-au realizat acele scene cu călare și cu cai în galop,
mă gândeam că le-ai filmat cu drona. Au fost și drone, mi-ai spus că, de fapt, nu pot fi filmate în totalitate cu drona pentru că drona sperie animalul. Animalul. Și atunci trebuie să închiriezi acea mașină. Avem pe care... Avem un fel de ATV, adaptat pentru filmări, care are niște cadre de fier și în față și în spate, unde se pot monta anumite povești pentru camera de filmat, stabilizatoare, le spunem noi, pentru că este teren accidentat și atunci camera trebuie să fie stabilizată oarecum. Acele mașinuțe se închiriază, bineînțeles, vin tot timpul la locul filmării unde suntem. Cu alte cuvinte, din București au venit și la Vrig și la Nămăiești și aproape de Transfăgrășan și în multe alte locuri. E un efort financiar, bineînțeles, dar din dragoste pentru film fac acest lucru pentru că vreau ca imaginea să fie într-un fel. Am făcut un pic de școală și în America și am o oarecare dragoste pentru filmul american și vreau să aduc și în spațiul românesc, în spațiul cinematografic românesc, un pic din aerul de film american. Și poate că pentru asta fac acest efort. Altfel, bineînțeles că nu mă dau banii afară din casă și aș putea să mă bucur de acele sume și să mi le dau ca un oarecare salariu. Dar prefer să am o carte de vizită importantă, așa cum se pare că am. După atâția ani de muncă. Cum a fost primit în primul episod? Foarte bun, foarte bine, am să spun. Am avut o lansare la un cinematograf important din București. Poți să-i spun numele dacă sigur, vrei. Sigur, sigur, sigur. Sala Luceafăru, fostul cinematograf pro, în centrul capitalei, aproape de centru vechi. O sală foarte primitoare, sala plină și oamenii au aplaudat în picioare minute în șir, pentru că au realizat că e un proiect care poate deschide povestea filmului românesc și din punct de vedere patriotic și putem repune în discuție anumite valori pe care, repet, cineaștii în ultimii 30 de ani au evitat să le aducă. L-au abandonat. Până la urmă ne era și dor de filmele cu tentă istorică, filmele lui Sergiu Nicolaescu. M-am tot întrebat ani în șir unde sunt filmele lui Sergiu Nicolaescu. În arhivă, da. Sunt acum pe YouTube toate. Evident că, iată, apar filme și filme de tipul acestui film pe care tu îl propui publicului din România. Filme care, da, necesită investiții, necesită o muncă teribilă, pentru că aici nu sunt filmări făcute statice într-un office făcute. Sunt filmări care presupun, spuneam, detașarea 70 de cai. Ai avut la un moment dat o secvență cu 300-350 de persoane care făceau figurație. Nu, am avut mai puțin, dar oricum efortul a fost semnificativ. Am pus în scenă o luptă, o bătălie în care Vlad Țepeș s-ar fi bătut cu asasinii lui Radu cel Frumos și o altă bătălie în care Vlad Țepeș s-ar fi duelat cu asasinii lui Vladislav al II-lea, cel care era pe tron 1462, înainte să fie el domnitor. Deci am pus în scenă așa ceva, la un nivel mai mic, nu mă compar bineînțeles cu Sergiu Nicolaescu, nici pe departe. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea 1% din cât a avut el ca buget. El a avut, știi foarte bine, nelimitat. Dar facem acest efort, repet, pentru că povestea cred că este benefică pentru acest moment al istoriei României. Cred că tinerii au nevoie poate și de acest astfel de repere și pretexte pentru a merge mai departe cu manualul de istorie. Pentru a se reîndrăgosti de România, eu așa spun. Este memorabilă în primul episod o scenă în care apare Ramona Bădescu și aș vrea să urmărim această scenă, după care să ne întoarcem la discuția noastră. Cu drag. Le idee possono essere molto importanti. Grazie padre per essere venuto qui. Al Vaticano anche le mura hanno delle orecchie. E il tesoro dove? Pazienza padre, pazienza.
Nemmeno voi non potrete arrivare a quell'oro. C'è qualcosa molto più importante dell'oro. Il segreto dell'acqua viva che può aprire la porta. Padre, tu sei nato qui da queste parti, sei un valaco e conosci la sua loro lingua. Perché dovrei fidarmi di te? Sono fedele alla famiglia. Alla famiglia o al Santo Padre? Atât de profundă această scenă. Mulțumesc. E parte din primul episod. Secvența este un pic mai lungă. Am selectat din cele 4 minute în care apare Ramona Bădescu, 1 minut jumate pentru a face un mic teaser. Sunt introduse aici niște elemente. Familia, apa vie. Sunt introduse elemente care ne pot permite să visăm către episoadele care urmează. În film vorbesc despre un secret pe care l-ar fi știut dacii și pe care îl urmăreau și alte familii bogate din Europa. Repet, motivul principal pentru care romanii ar fi invadat Dacia nu era cel spus neapărat de manual de istorie, ci exista tot timpul ceva în spate. Acest secret păstrat încă de pe atunci îl vom descoperi noi în episodul 36. Ramona Bădescu joacă un personaj foarte interesant și foarte important. Ea este parte dintr-o familie foarte bogată de undeva din Europa. Nu spunem numele familiei, dar este o familie foarte influentă, cu acces la arhive secrete și, de ce nu, la arhivele Vaticanului. Sfântul Scaun. Unde găsește anumite referiri la comoara pe care ar fi luat-o Traian din Dacia și ar fi adus-o la Roma. Bani cu care Imperiul Roman atunci a înflorit. Dar află cu stupoare că, de fapt, banii pe care, aurul, comoara pe care Traian a luat-o din Dacia, reprezenta, de fapt, o mică parte din adevărata comoară a dacilor și că, de fapt, foarte mult aur și argint și foarte multe alte bogății sunt încă pe teritoriul României de astăzi. Și vine în Valahia, pe vremea lui Vlad Țepeș, să afle informații. De asemenea, află din arhivele secrete ale celor de la Vatican sau cine știe de unde, că preoții daci ar fi cunoscut secretul apei vii, secretul pomului vieții. Și, de asemenea, acest lucru este foarte important pentru ei. Și de aici o întreagă intrigă. Intriga este foarte importantă și intriga ne poartă cu gândul și la realizări cinematografice importante. Și nu vreau acum să te măgulesc, dar simt așa un parfum de Hollywood în aceste filmări. Tu ai făcut școala în America. Am făcut un pic de școală în America. Regie și atât. Am comentat și cu clase de producție și cu scenaristică, bineînțeles. Le-am făcut pe toate pentru că așa era școala respectivă. Dar regie am făcut la școala de arte vizuale de la New York timp de un an jumate, după care am renunțat din motive financiare. Acolo m-am dus la școala respectivă pe banii mei. Nu am obținut o bursă, cum ar fi fost ideal să se întâmple. Și la un moment dat am clacat. Care e diferența? Și am revenit în România și am făcut un ATC-ul 4 ani aici. Aici. Care este diferența între cele două școli? Există o oarecare diferență. Le-ai avut așa în palmele tale. Există o oarecare diferență. Eu m-am bucurat de ambele procese. Școala din America a avut rolul său. M-a bucurat, am putut să învăț chestii pe care poate nu le-aș fi învățat vreodată în România. Am avut acces la oarecare mici producții acolo, care s-au filmat la New York și experiența de pe platou de filmare m-a ajutat foarte mult în carieră. Spun totuși că adevărata școală am făcut-o în România pentru că a fost pe limba mea. De la suflet la suflet, așa, a fost o altfel de comunicare și această etapă mi-a permis să merg mai departe, să mă dezvolt așa cum sunt astăzi. Deci a fost foarte important să fac această școală aici,
Eu, locuind în America de foarte mulți ani și fiind un foarte dor de țară, și poate și asta a contribuit foarte mult. Poate în acel moment al călătoriei mele am văzut școala din România ca fiind ceva extraordinar. Poate astăzi n-aș privi-o la fel, dar pentru că visam reîntoarcerea în România, a fost un moment benefic. Ai visat reîntoarcerea în România, dar înainte ai purtat visul american. Exact. Când eram în România, visam să plec în America. Cum s-a născut visul american? Unde a început el să prindă contur? Din copilărie, probabil. Influențat de tot felul de filme și tot felul de povești americane, cumva s-a întâmplat să am această oportunitate să ajung acolo. Am făcut sport și am fost într-o echipă națională de taekwondo. Am fost la campionatele mondiale de taekwondo în 1993. Așa am obținut de aici viza. Aici abilitățile tale. Da, vedem în... încă mai fac sport. Da? Și pur și simplu am rămas cum era atunci. Am emigrat, am parcurs etapele pentru a lua acele acte americane și am trăit acolo ani de zile, până când într-o zi am început să visez că aș vrea să fac film, să fac mai mult pentru cinematografie. Și atunci a venit ideea cu regia de film, pe la 20 ceva de ani, cu scenaristica, cu poate producția de film. Ușor, ușor am pătruns în acel mediu, dar nu a fost perioada nu a fost atât de prosperă și am decis să mă întorc în țară. Am visat reîntoarcerea și așa a fost. Am visat și s-a materializat. Vom vorbi imediat despre vis și materializare. Putem spune că rădăcinile tale, iată, în zona de regie au fost americane sau sunt americane și că a început copacul să crească la suprafață la unei ATC. Ai unul dintre profesorii, dintre foștii tăi profesori de la unei ATC care ți-a fost și ghid, mentor? Este mult spus, dar de câte ori am ocazia, am un omagiu pentru cei trei care mi-au fost profesori, deci, de fapt, cei patru, pentru că în loc de cinste este doamna Elisabeta Bostan, care mi-a acordat o șansă, ea a fost în comisia, însă a fost în comisia de examen și admitere. De admitere. Și datorită dânsei am intrat cu brio la facultate. Apoi Laurențiu Damian, Dinu Tănase și Doina Maximilian au fost profesorii clasei de regie. Nume într-adevăr preeminente. Cu care am călătorit 4 ani foarte frumoși. Visul. Ai visat și s-a materializat. Ce vis te poartă în continuare? Egregora este un vis foarte frumos pe care îl visez de 16 ani, aproape în fiecare zi. El ușor, ușor se materializează. De ce spun ușor, ușor? Pentru că abia acum câțiva ani am învățat cum să materializez într-adevăr visul. Foarte important, și spun asta și prin personajele mele, foarte important să conștientizăm că într-o primă etapă a filmului, personajele se adaptează unei realități, așa cum făceam și eu, adaptându-mă sau readaptându-mă la realitatea din România, cerând bani pe la diferite instituții, ministere și altele. M-am detașat de această etapă. Următoarea etapă ar fi, și noi vorbim de asta în sezonul 2, să visăm conștient, să începem să visăm, astfel încât în etapa a 3 să creăm realitate. Deci evadăm din acel spațiu al fricii unde ne adaptăm realității, așa cum poate fac și România astăzi cu conflictul de la graniță și cu alte subiecte ale zilei. Și ușor, ușor creăm realitate, spunând la sfârșitul filmului că noi, personajele, bineînțeles, avem puterea de a fi în armonie cu Dumnezeu, cu dumnezeirea și co-creăm totul. Avem puterea să facem chestia asta. Pentru că dacă noi nu o facem, o vor face alții pentru noi și atunci nu ne rămân decât să ne adaptăm acelei realități, realității lor. Întâlneam în opoziție cu această frică despre care tu vorbești, curajul tău. Chiar am, în momentul în care ai povestit acel episod de a avea curajul să emigrezi în America,
Mă gândesc că nu te-a întâmpinat nimeni la aeroport cu un covoroș. Nimeni. Cum au fost primele luni acolo? Primele zile, nu primele luni. Primele 48 de ore au fost foarte haioase. Cum arăta să le spun în particular, pentru că sunt niște peripeții pe care nu vreau să le amintesc neapărat la televizor. Dar au fost niște peripeții. Într-adevăr, nu m-a așteptat nimeni. Cumva, sărim peste câteva detalii picante, în aproape 48 de ore aveam unde să stau. Aveam un acoperit asupra capului și o promisiune de un job cu bani foarte puțin, bineînțeles, dar aveam bani să mănânc o pizza și să beau o cană de apă. Ce implica acel job? Pur și simplu să stau pe lângă biroul unui om de afaceri de acolo, ca un fel de bodyguard, e mult spus bodyguard, ceva pe acolo să mă bag în seamă, să păzesc oarecum și andramaua lui. Eu în România am lucrat în cluburi de noapte ca și în America se spune bouncer, adică cel care sare. În România impropriu bodyguard, nu eram, adică agent de pază. Și aveam o oarecare experiență, deci poate că de-aia cumva există această sincronicitate și asta mi-a permis să am câțiva lei în buzunar, câțiva dolari în buzunar, să pot să rezist primele zile care sunt critice în America. Adică pot să dorm sub pod sau pot să pot să mergi pe stradă, să pot să mănânci un sandwich undeva și să bei un par de apă. E foarte important. Am reușit să trec acel mic hop. Poate că această lecție de viață te-a ajutat, iată, peste ani și ani, acum când la începutul filmului te-ai aflat în situația de a gestiona bani puțini pentru aceste imagini realizate și acest episod. Așa este. Am învățat de-a lungul timpului să fac din puțin să pară foarte mult. Ce lipsește cinematografiei din România acum? Finanțarea? Nu neapărat. Pentru scenariile propuse, finanțarea este oarecum corectă. Cu alte cuvinte, dacă un cineast propune un film a cărui acțiune se petrece în garsonieră cu două personaje, 1 milion de euro este mai mult decât decent. Deci, deocamdată, astea sunt scenariile, astea sunt bugetele. Nimic nu lipsește. Aș dori, bineînțeles, să mai văd în spațiul cinematografic românesc și altfel de abordări. Poate comedii altfel decât le-am văzut pe cele din ultimul an. De ce nu film istoric sau film portret? Pentru că, de exemplu, în ultimii ani când eu tot băteam la porțile ministerelor să fac rost de bani, a existat anul Eminescu, centenarul, anul Brâncoveanu, anul Brâncuș, anul nu știu ce, și nu am văzut nimic notabil din punct de vedere cinematografic în România. Nici măcar un film documentar mai așa, cât de cât mai bun, mai detalie internațională. Te citez, băteam la porțile ministerilor. S-au deschis vreodată? Mi s-au deschis, am fost tratat cu apă plată și prăjitură și mi s-au urat strângere succes. Da. Dar e o maladie a cinematografiei, iată, pentru că la un moment dat, în podcastul pe care în fiecare sâmbătă îl difuzez de la ora 19, am avut o discuție cu Toma Ienache, un coleg de breazlă. Da, un coleg de breazlă și el a trecut prin etape similare. A trecut prin același calvar. Chiar a propus la un moment dat... Bine, n-a fost calvar, a fost o călătorie foarte frumoasă. Dar a propus la un moment dat proiectul lui referitor la George Ionescu spre obținerea unei finanțări și, evident, s-a lovit ca de un zid. Da. Probabil că anumite subiecte deranjează undeva și factorii decidenți spun nu. Îți dai seama ce filme am putea face, ce povești frumoase despre Eminescu, despre Creangă, despre marii noștri voivozi. Sigur că sunt producții care necesită foarte mulți bani, dar nu chiar foarte, foarte mulți. Oricum, în România se cheltuiesc foarte mulți bani pe tot felul de tâmpenii, iartă-mă că spun pe șleau. Și poate că ar trebui să mai avem și oarecare buget pentru astfel de momente care ar putea, repet, rămâne în
patrimoniu cultural românesc, de ce nu?